Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Povestea merdenelor continuă. Am defectat diaspora. Da, practic, mamă, da. Se întâmplă lucruri. Primim foarte multe mesaje, fie la radio, fiecare dintre noi personal primim mesaje. Nenorocire. Eu mă simt aiure. De ce te simți aiure? Față de oamenii ăștia, serios. Care mai devreme, peste hotare și nu găsesc merdeneile. Da. Mai devreme am hotărât, hai să mă duc și eu și să mănânc și eu. Și pe o măsuță era o dobrogeană. Am pus mâna pe ea, zic, asta e a mea? Nu? Și dumneata ai comandat merdenea. Poftim merdenea, lasă dobrogeana în pace. Aia era dobrogeana ta? Da. A doua? Da. Păi dacă săptămâna trecută Vlad a putut două, eu nu pot? Ai vrut să încerci două mâini, două picioare? Am înțeles. Mi-a făcut poftă de merdenele, iar aici nu găsesc, că nemții nu fac merdenele. E doar unul din mesajele venite în această dimineață. De ce nu mai să deschidem o merdenelărie în Berlin? Sau eu aș deschid o rețea internațională de tip McDonald's. Așa. Cu merdenele și dobrogene și covrigi. Aha. Mă rog, acum ideea deja a plecat. Ce, adică n-o spunea nimănui? Apucând să o punem în practică. De ce, mă, unde au rămas cei mai mulți români acum în pandemie? Peste tot. Peste România, tot, cred. Cei mai mulți români au rămas peste tot. Eu cred că dacă mergem la Madrid, pe la Milano și așa și deschidem una, putem avea succes chiar dacă mai sunt vreo 5. Vin cu trenuri. Nu, îmi pare rău, 3 loviți în Germania, în asta, aici 3 loviți. Da? În Spania mai au lucruri bune. Eu zic că în Germania nu. Nemții o să ia modelul repede. Ce să facă, mă? Și o să formeze coadă. Nu, adică o să vrea să mănânce și ei. O să vrea, da, păi, da. Dar mănâncă cremuș cu care e mâncat vreodată, este am mâncat, imposibil. Da, o porcărie. Da, nu pot să faimoși. Și mai e un loc unde cred că am avea succes. Ia fiți atenți. Dragilor, bună dimineața, dar tare mult aș vrea să vă rog frumos să nu mai vorbiți despre așa ceva când în tristețea asta culinară din Danemarca nu se găsește, frate, nici merdenea, nici strudel, nici nimic ca lumea, comestibil cum trebuie. Ce căutați acolo? Prostii dintre astea cu mult zahăr și cu mult marțipan și cu ce mai vreți voi deasupra care nu sunt comestibile. Așa că vă rog din suflet, nu mai vorbiți despre așa ceva. Asta că mi-e o poftă de, nu pot să, și nici nu pot să călătoresc în România acum. O zi bună, Lucian Pal, din Danemarca. De ce oftează la tine, săracă? Cu marțipanul, mă rog, aș avea obiecție, adică marțipanul e bun. Dar oare cu ce înlocuiesc românii plecați departe genul ăsta de mâncare? Cu acolo? Nimic, săracii. Lați-ne un mesaj, 0728-111-222. Cu ce înlocuiți merdeneaua? Covrigul pe care îl luați de dimineață. Că asta se vindea dimineața. Covrigul te mai descurci. Nu e adevărat, au niște covrigi dulci peste tot în vest. Este imposibil de mâncat. Păi nu, da, găsești înlocuitor. Ce înlocuitor găsești? Ți-e o baghetă, o franzelă. Asta dacă vrei să-ți iei un sandwich de ăsta. Dar n-ai cum, mă, frate. Merdenea ca aici la metrou la noi nu există, tăticule. Nu se există. Nu se, n-ai unde. E bine, vezi că dacă e să o luăm acum să facem o discuție serioasă. Da. Vezi că într-adevăr sunt probleme mari cu calitatea merdenelor la nivel național. Adică noi vorbim de străinătate, dar știu. Există un loc în București, pe la Piața Amzei, da, unde se mănâncă merdenea de aia ca în copilărie. Și același vânzător de când eram eu mic în liceu, de acum 20 de ani. Da, e merdenea aia tradițională, numărul 1 este versiunea 1.0, aia uleioasă. Da. Aia cu brânza aia mai cleioasă, așa. Da, însă aia este merdenea originală. Da. Dar și astea sunt foarte bune, îmi plouă în gură. Mie îmi plac mai mult astea la ora actuală, adică merdenea aia a rămas ca parizărul, e mai mult un mit. Da. Nu mai găsești parizăr exact. Sau așa. Dacă ai mâncat probabil acum exact parizărul ăla din anii dinainte de Revoluție, nu te mai bucura la fel. Sincer, cred că merdenelele astea, alea tradiționale, cu ulei, alea uleioase de mâncai și îți ploua în gură așa, alea cred că sunt ilegale potrivit normelor europene. Nu seama. Cred că pot fi mâncate. Nu, eu acum aș promova mai mult dobrogeana. Dobrogeana. Deci aici, în deșteptarea, vă propun să nu mai vorbim despre merdenele, să vorbim despre dobrogeana, de acum înainte. Așa zici? Da. Hai că am început să vină mesajele, nu reușesc să le ascult pe toate, dar mai citim din ele. Ia. Aici, noi în Italia, cu ce? Cornurile la bar, cu ciocolată, cu umplute cu magiun. Nu, tăte, și sunt magazinele românești care unele au și pâinea și covrigii, dar nu sunt ca, nu sunt ca acasă. Există un loc în nu este, nu sunt paragone. Cum acasă la noi nu le găsești așa bune. Câtă tristețe în voce. Serios, nu, acum am
creat depresie, vă spun. Lacrimi. Să știți că nu asta a fost intenția noastră. Ioan din Suedia zice că înlocuiește merdenele cu prăjitură cu mere. Îți dai seama ce tragedie. Serios. Tot respectul pentru ștrudelul cu mere, dar n-are legătură. Tata. Sunt probleme totuși în diaspora, fiți atenți. Bună vineața, domnilor. Eu nu găsesc înlocuitor nici măcar la porcul românesc. Ce vreți să găsesc înlocuitor la covrici și merdene? Pă, bune. Leave UK. Pă, bune. Ia uite, bune. Sunt în Italia, am ieșit din schimbul 3 și merg acasă să mă apuc de merdenele. Nu mai pot. Băi, prima dată când am mâncat cârnat în Marea Britanie, am fost total confuz. Nu înțelegeam ce este ăla. Mi se părea că este niște rumeguși fript. Cinstit. Spun, nu avem nicio legătură. Cârnatul pe care l-am comandat, nu nimic. Ia uzi, fii atent. Bună dimineața, abia aștept să se deschidă magazinul românesc din Southampton. Mai au vreo 3 ore, o să fiu primul când deschid, că mi-ați făcut poftă și din fericire avem și aici merdenele. Doar cu brânză. Paranteză, nu există decât merdenele cu brânză. Dar e bine și așa. De înlocuit merdenelele, covrigiei, mini-pateuri, etc., nu avem cu ce. Că la ce minuni fac ăștia pe aici? Mickey din Southampton. Nu, dar e plin. Sunt fără număr, n-am cum să trec prin toate. Zaf încearcă să dea. Uite, Adela din Olanda zice: da. Mai sunt produse franțuzești la brutărie sau la turci plăcintă cu brânză börek. Dar nu e același lucru. Dar nu se compară. În Amsterdam e cofetărie românească, dar nu au merdenele. Cum să faci cofetărie? Deci vezi că ușor, amandinele au pătruns și în Olanda. Da. În Qatar totul se înlocuiește cu orez. Jale mare. Jale. Îmi amintiți de anii studenției când fugeam în pauze să mâncăm merdenele în piața Coșbuc. Salutări din Doha, Daniel. Nu, deci este fascinant. De fiecare dată când avem subiecte care vizează diaspora... Da, mă, pentru că e memoria gustului, lovește rău. Și primim mesaje din toate colțurile lumii. Mi se pare fascinant. E pe tableta asta, mor. Bună dimineața. Merdenele, pufulești și sarmale trimite mama de acasă direct în Danemarca. Da. Deci, vezi, tot sursa e tot acasă. În Norvegia n-au covrigi, ne spune altcineva. Și primisem un mesaj de la de undeva din Madrid, dar nu-l mai găsesc imediat. Uite și un mesaj foarte din mulțumesc. Diaspora de la Oradea. De la Carol. La noi în Ardeal, până când este pălincă, slănină și ceapă, nu ne amăgim stomacul cu făină. Foarte bun. Bravo. Ce Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.